Doamne, câte ore de lucrare îmi cer minimum? Ca încă să fiu pe lista de copii ai tăi. Păi să zicem 4. Bine. 4 ore și un minut. Ca să, știi? Zice, nu vor năzui. Zice, nu se vor întreba cât de puțin pot da satisfăcând totuși cerințele Dumnezeu. Nu vor întreba care e cel mai scăzut standard de viețuire. Doamne, cu tare lucru e cam păcat. Când devine, care e limita dintre păcat și neprihănire? Până unde pot eu să merg? Prin, și asta e limita. Bun, până pe margine mă duc. Dar mai încolo nu mă duc, că vreau și eu să rămân cu Dumnezeu. Acel tip de om nu este cu Dumnezeu. El nu e, sau să zic așa, crede. Cred. Și dumneavoastră și eu. Nu este fiul risipitor, pocăit și întors acasă. Care să zică, aolo, acum dacă tot m-am întors, care e programul de lucru pe zi? Și tatăl să-i spune, păi ești fiu. El a alegerea ta. Te uiți în jur, dacă e ceva de făcut, ești binevenit să faci. Toate sunt ale tale. Și îi spune și nu celălalt mai mare. Fiule, toate câte le-am sunt ale tale. Nu? Vezi ce e de făcut. Se va gândi, a trecut deja 8 ore, nu? Sau, nu știu cum ne-am putea imagina. Traduceți spiritual treaba asta. Cum te simți în inima ta? Aplicăm pe orice domeniu. Aolo, nici aia nu trebuie să mâncăm. Nici cu aia să ne îmbrăcăm și aia e păcat. Și așa să ne purtăm și așa să vorbim și așa, aolo, și aia. Nu? Care e limita? Până unde pot să merg? Am ascultat o pildă care cred că și mea să vă aduceți aminte. Poate că ne face bine să ne o reamintim cu toții. Despre un împărat înțelept care avusese un vizitiu, deci un priceput slujitor al lui care îi conducea trăsura, care a murit. Chiar priceputul. Și atunci, păcat, împăratul iubea, dar nu-l mai avea, acum trebuia să-și aleagă altul. Și a făcut o licitație de servicii, nu? A chemat dintre toți slujitorii lui. Și le-a spus, vreau să aleg pentru mine, pentru trăsura mea, un vizitiu priceput. Și acum dăm interviu, să vedem pe cine angajez. Să vedem. Intră primul. Și vine și explică. Uite, sunt gata să slujesc împăratul, cu toată cinstea, mă simt onorat că m-a primit și în slujbă și cu tare. Dar ce știi tu să faci cu trăsura? Zice, pur și simplu sunt în largul meu, cu condus cai și cu tare. Zice, dacă mergem pe marginea unui drum îngust de munte, pot trece cu roata până pe marginea stâncii cu o precizie perfectă, fără să cadă trăsura prăvastie. Bine, stai aici deoparte. Ia să vedem, altul. Și tot așa, mergea interviu înainte. Tu ce știi să faci? Zice, pot să trec, atât de bine mă înțeleg cu caii și cu tipul ăsta de slujbă, pot să trec cu roata jumate pe cărare și jumate în gol deasupra. Adică știu exact pe unde trece roata când conduc caii. Și mă pricep și sunt bucuros să vedeți că nu împăratul. Bine, stai aici. Să vedem. Altul. Și printre ei toți vine unul și spune și eu iubesc pe cai. Îi iubesc, nu? Și iubesc pe împăratul și vreau să-l slujesc. M-aș bucura dacă m-ați primit. Tu ce știi să faci? Ce ai face dacă ai trece printr-o situație din asta cu o, un drum îngust, cu, nu? Zice, păi ce aș face ar fi să trec cât mai aproape de stâncă și cât mai departe de marginea prăvălăstrului. Doar atât știu să fac. Acum, nu vă spun cum spune povestea mai departe. Vă întreb. Dintre astea trei, pe care credeți că l-a angajat în parte? Cum? Pe al treilea, nu? E logic că nu-ți riști viața pe mâna unuia care vrea să-ți demonstreze cât de mare e el. Mai bine fiul mai mic, care ce știe decât o fi dat el cu roțile pe unde nu trebuie și a învățat lecția și a zis nu pentru împăratul, pentru respectul pe care îl port. Soluția nu e cât mai aproape de vrăvastie, soluția e cât mai aproape de stânca. Dar acum cine e stânca? Colite, cum spune acolo. Și stânca era Hristos. În alt context spune. Dar ne putem folosi ca o metaforă de treaba asta. Cât mai aproape. Deci cel în care locuiește Hristos nu va vedea cât de pot mai au loc. Deci, zice, poate n-ar trebui să dăm exemple. Nu. Fiecare să medităm în inimile noastre.
la cerințele lui Dumnezeu. Orice domeniu al vieții. Și să evaluăm cu sinceritate și strigând în fața Domnului cu rugăciune, acolo în cămărâță unde nu ne-au ieșit altcineva. Doamne, nu cumva și eu sunt în primejdea, să-mi doresc acum să evaluăm. A, deci în cele cam așa, ia să vedem până unde încă e legal, încă sunt în voia Domnului, sunt în regulă cu Dumnezeu. Pentru că asta e un semnal că nu tronează Hristos în inima mea. Și atunci, indirect, știu cine tronează. Că goală nu e inima niciun caz, ci dacă e goală, știți ce se întâmplă. Vine înapoi Duhul rău și o găsește goală. Și mai cheamă încă 7. Deci goală niciun caz nu e. Și dacă nu e Domnul Hristos, cine e? Asta face parte tot din Evanghelie. Cum suntem în fața Domnului în clipa asta? În bucur. Și mă întreb și eu în dreptul meu. Dumnezeu să ne ajute în mila Lui. Să fim sinceri că ne iubește. Iubirea Lui nu se schimbă. Citind pe tema aceasta, a sincerității cu care să privim Evanghelia, deci atârnat pe cruce, Domnul Hristos era Evanghelia. Să privești Evanghelia, să privești iubirea Lui și să vezi cam pe unde suntem. Dacă așa vom face, vom avea ocazia să ne descoperim cine știe câte fațete ale rușinii care i-au adus Domnul, dar ne iubește. Spunem câteodată copiilor, când sunt destul de micuți, a, dacă faci așa, nu te mai iubesc. Manipulativ. Ceea ce nu e adevărat, că oricum îl iubești. Și copilul învață greșit pe Dumnezeu. Pentru că zic că părintele e în locul lui Dumnezeu. Dacă nu cu tare, nu te mai iubesc. Sau nu te mai iubește nenea sau mătușa sau nu știu cine. Dacă. Oare? Nu-l iubești și când face rău. Nu-l iubești și când e încăpățânat și neascultător și bate cu piciorul și plânge și nu-l iubești. Poate iubești mai tare, îl vezi, îl primești. Domnul Iisus ne iubește acum. Dar spunea fratele, nu știu, cred că fratele nu te spune o munție. Dar ce-ți folosește dragostea lui dacă nu poți să intri la sărbătoarea nunții fiului de om? Dacă rămâi afară și bombă încă de ce l-a primit și păcutare, de ce l-a iertat și păcutare? Că de ce e așa, tată? Că uite, ți-a cerut să slujești ca un rob toată viața și ca aia nu-i viață și așa mai departe. Ce-ți folosește că te iubești? Păi nimic mai mult decât i-a folosit tânărului risipitor când a plecat de acasă. Plictisit de sufocanta iubirea Tatălui. Aia nu, aia da, fă așa, nu făcutare. Lasă-mă, Doamne, fac și eu cum vreau să fac și Doamne. Dumnezeu să ne ajute să evaluăm cu sinceritate. Și în fața dragostei Lui, să alegem fericit varianta aceasta a pocăinței noastre, chiar de lucrurile pe care noi le considerăm bune, dar care puse în lumina calvarului, le descoperim egoiste, le descoperim fără Hristos, le descoperim fără bucuria împlinirii voiei Lui. Reiau acum prima parte a acestui paragraf și încercăm să ne oprim cu meditația aceasta. Zice așa. Inimile lor, acelor care, deși mă plisesc ca slujesc lui Dumnezeu, se bazează doar pe efortul lor de a-L asculta și nu sunt mânați de consimțământ profund al iubirii lui Dumnezeu, își împlinesc doar datoriile vieții de creștini, pentru că așa cere Dumnezeu ca să-ți câștigi cerul. Acum vine o propoziție pe care intenționat am sărit-o. Cât valorează o asemenea religie? O astfel de religie nu valorează nimic. După 10 de ani de credință, să te trezim în fața dreptului judecător să-i spunem, pare, toată alergătura ta nu face dumii parte. Nu ne-am cunoscut. Tu ai slujit pe cineva, nu știu pe cine ți-o fi imaginat în capul tău, dar nu pe Hristosul adevărat, răstignit pentru tine. Nici o coardă a inimii tale n-a vibrat de dragostea pentru El. Nu te-ai trezit la valoarea infinitei Lui jertfe și la nebunia păcatului tău. N-a lucrat Duhul meu asupra ta. Suntem străini. Nu te cunosc. Nu te-am cunoscut. Depărtați-vă de mine că nu v-am cunoscut. Nu e arbitrar Dumnezeu. El oricum o iubește și când îți zice depărtați.
Dar cât de tare l-o doia inima lui de tată. Să zici lui fiul tău, nu mai am să-ți dau niciun dar. Cum, tată? Pentru mine nu mai e niciun binecuvânt. Esau, nu? Tată! Nu. Asta este. Plânsul și scâșnirea linții. Nu vreau să sperii pe cineva. Dumnezeu nu ne sperie niciodată, pentru că dragostea nu poate speria pe nimeni. Dar e un adevăr solemn. Că neînțeleasă, neacceptată prin Duhul Sfânt, toată oferta lui Dumnezeu nu poate în final valora nimic pentru noi. Religia în acest fel trăită, zice, o astfel de religie, nu valorează nimic. Din potrivă însă, terminând pe partea frumoasă, predându-ne pe noi înșine lui Dumnezeu, trebuie să ne pădăm tot ce ne-a despățit de El. Mântuitorul spune, tot așa, oricine de voi care nu se lapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Trebuie să îndepărtăm de la noi tot ce ne-ar putea